Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și vă propun pentru minutele următoare un material semnat de George Hodorogea. Gil Perez, primul caz de teleportare. Teleportarea este un proces de deplasare a unui obiect dintr-un loc în altul, mai mult sau mai puțin instantaneu, fără ca obiectul să parcurgă spațiul dintre cele două poziții. Teoretic au fost inventate mai multe metode de teleportare. Teleportare cu găuri în spațiu-timp, gaură de vierme, etc. Dar experimental au fost confirmate numai teleportarea cuantică și psihică. În prezent, teleportarea cuantică, exactă, este posibilă numai pentru foton și atom. Teleportarea inexactă, unde starea cuantică nu se păstrează, e posibilă prin codificarea informației despre obiect, transmiterea acestei informații în alt loc, de exemplu prin radio sau altă metodă, și crearea unei copii a obiectului original într-un loc nou. Teleportarea este propusă de asemenea ca explicație la multe fenomene naturale, anormale, și se folosește în mod curent în literatura și cinematografia science fiction. În antichitate au fost folosite și alte cuvinte pentru a descrie fenomene similare pentru ceea ce noi azi numim teleportare. De exemplu, bilocalizare, atunci când se spune că un corp ocupă două locuri diferite simultan. Termenul teletransportare a fost folosit pentru prima dată de Derek Parfit ca o parte a experimentului său imaginar. Termenul teleportare a fost introdus la începutul anilor 1900 de scriitorul american Charles Fort pentru a descrie straniile dispariții și apariții anormale care, după opinia sa, erau legate. El a unit termenul grec tele, ce înseamnă departe, cu termenul latin portare, ce înseamnă a căra aduce. Pentru prima dată, termenul a fost folosit de Fort în cartea sa Lo, în anul 1931. În această carte am notat că sunt indicații de existența unei forțe de transportare pe care o numesc teleportație. Pot fi acuzat de asamblarea unor minciuni și superstiții. Într-o măsură și da și nu. Vă ofer descrierea. Fort sugerează ideea că teleportarea poate explica diferite fenomene paranormale. E greu de spus dacă Fort consideră propria sa teorie serioasă sau putea vedea doar o modalitate de a explica straniile fenomene pe care știința oficială nu le putea explica. Până nu demult, fizicienii puteau teleporta numai lumină ori atom la distanțe scurte, milimetri. Însă acum lucrurile s-au schimbat după publicarea în luna octombrie anului 2006 în revista științifică Nature, unde profesorul Eugene Polzig și grupul său de la Niels Bohr Institute din Copenhagen University, Danemarca, a făcut un salt mare în studierea teleportării. Într-un experiment s-a teleportat informația de la o rază slabă de lumină la un obiect macroscopic ce conținea mii de miliarde de atomi, ce se aflau la distanța de jumătate de metru unul de altul. Această tehnologie folosește inseparabilitate cuantică și măsuri cuantice. Există câteva metode ipotetice de a transporta materie dintr-un loc în altul, fără a trece fizic în spațiul dintre ele. Unele din metode sunt studiate serios de fizicieni, pe când altele există numai în fantezii. O metodă propune teleportarea ca o transmitere de informație, care este folosită pentru a reconstrui precis obiectul ori organismul la locul de destinare. Folosirea acestei metode de teleportare ca transport pentru oameni are numeroase obstacole tehnice și morale, de exemplu, cum să scanăm corpul uman, în special creierul, cu precizie suficientă și recrearea pe urma acestuia. Există problema dacă în timpul scanării corpul uman se distruge și copia sa se recrează, se poate oare continua viața în mod normal? Se poate oare copia mintea, sufletul uman? Cei ce cred în supernatural pot nega copierea și recrearea sufletului și vor considera această metodă murdară. Există însă alte metode de teleportare unde corpul uman se teleportează întreg fără procedura de scanare și recreare. Metoda se cheamă teleportare prin găuri în spațiu-timp. Corpul se aruncă în afara universului după ce se întoarce momentan în universul real, pentru că materia nu poate exista în afara universului real. Pentru că obiectul a dispărut dintr-un loc și a apărut în altul, fără a exista în spațiul dintre ele, această deplasare se poate numi teleportare, pentru că satisface definiția de teleportare. Teleportarea dimensională este o metodă descrisă des în povestirile fantastice și cărți comice.
Metoda presupune existența mai multor universuri, unde obiectul poate reintra în alt loc al universului. Această metodă nu este luată în serios de comunitatea științifică, pentru că se socoate că mișcarea fizică a obiectelor nu e posibilă între diferite universuri. Altă formă de teleportare folosită în fantastica științifică și descrisă în filme se bazează pe trimiterea unui obiect prin gaură de vierme sau fenomen similar cu viteză mai mare decât viteza luminii, fără problemele legate de principiul de incertitudine a lui Werner Heisenberg sau interferențe de semnal. Primele experimente de laborator. În iunie 2002, doctorul Warwick Bowen și doctorul Ping Khoi Lam, profesorul Hans Baker și dr. Timothy Ralph din Universitatea Națională Australiană au realizat teleportarea cuantică a unei raze laser. În iunie a fost un experiment cu succes de teleportare cuantică, cu folosirea fotonilor cuplați. Fotonul ce trebuia teleportat a fost scanat și proprietățile sale cuantice au fost copiate pe un foton de schimb. Apoi fotonul inițial a fost recreat în alt loc, la o distanță arbitrară, dovedind teoremele propuse de Einstein pentru a explica straniile acțiuni la distanță. Numeroși fizicieni de la Universitatea Innsbruck și de la Institutul Național de Standarde și Tehnologii au lucrat independent pentru a teleporta ion de calciu și beriliu în 2004. Două grupe au folosit tehnici diferite, dar au obținut rezultate similare după același protocol de bază. În octombrie 2006, Eugene Polzig și echipa sa de la Institutul Niels Bohr din cadrul Universității din Copenhaga, Danemarca, au efectuat un experiment de teleportare a unui obiect atomic microscopic conținând miliarde de atomi la distanța de jumătate de metru. Pentru prima oară, s-a efectuat teleportarea dintre lumină și materie, două obiecte diferite. În iunie 2007, echipa lui Ashton Bradley din Australia a propus o tehnică ce nu folosea cuplarea cuantică. Vorbim despre o rază de 5.000 de particule ce dispar într-un loc și apar în altul, spunea Bradley. Simțim că schema noastră e mai aproape de conceptul fantastic, a adăugat el. În luna mai 2014, o echipă de cercetători a Universității TU Delft a publicat studiul Unconditional Quantum Teleportation Between Distant Solid State Quantum Bits, susținând că a reușit să teleporteze date între qubits din chipuri diferite, aflate la o distanță de 3 metri. Găurile de vierme. Găurile de vierme sunt soluții teoretice pentru ecuații ale teoriei generale a relativității, care descrie spațiul și timpul. Au fost pentru prima dată descrise în 1935 de către Albert Einstein și Nathan Rosen și de aceea au fost numite inițial poduri Einstein-Rosen. Numele de gaură de vierme provine de la analogia cu un vierme care, în loc să se deplaseze la suprafața mărului, se deplasează prin măr. Deci o ia pe scurtătura numită gaură de vierme. Teoria generală a relativității extinde spațiul euclidian al experienței umane cu un spațiu-timp mai general, cu o curbură. Cauza acestei curburi este masa obiectelor sau, ceea ce este echivalentul acesteia în teoria relativității, energie. Ecuațiile teoriei generale a relativității ne oferă soluții care pentru noi pot avea și proprietăți neobișnuite. Găurile de vierme sunt construcții topologice care leagă zone îndepărtate ale Universului printr-o scurtătură. Sfârșitul unei găuri de vierme îi apare unui observator drept un glob, care îi arată mediul care înconjoară celălalt capăt. Deși un călător care se deplasează printr-o gaură de vierme nu poate depăși viteza luminii, totuși, relativ la punctele de plecare, respectiv de sosire, a avut loc o călătorie la o viteză superioară celei a luminii. Deoarece călătorul s-a deplasat dintr-un loc în altul, fără a exista în punctele intermediare dintre ele, așa călătorie satisface definiția de teleportare. Găurile de vierme reprezintă o extensie a soluțiilor pentru ecuațiile lui Einstein prin găuri negre dincolo de raza Schwarzschild. Existența găurilor de vierme ca obiecte fizice e controversată și reprezintă obiectul cercetării actuale. Faptul că o ecuație fizică dispune de anumite soluții
încă nu înseamnă că aceste soluții sunt într-adevăr realizabile. Cazuri legendare de teleportare. Gil Perez. Exemple de relatări care imită efectele teleportării se întâlnesc în mai multe religii și tradiții, ca Tai Ard în islam, în iudaism, în budismul din Tibet. Există mai multe relatări de cazuri de teleportare spontană, neconfirmate însă științific. Un astfel de eveniment a avut loc în seara zilei de 25 octombrie 1593, eroul principal fiind soldatul Gil Perez. Gil Perez era un soldat și gardian din secolul al XVI-lea. A fost membru al Guardiei Civile Filipineze și a lucrat ca gardian la Palatul Guvernatorului General din Manila, Filipine. Viața lui era destul de tipică unui soldat în acel loc și în acel timp. El și-a făcut datoria față de guvernul său și și-a făcut treaba indiferent de circumstanțele care au apărut în timpul datoriei sale de gardă, fie chiar și teleportarea spontană în altă țară. Soldatul Gil Perez a apărut spontan pe Plaza Mayor, principala stradă din Mexico City, într-o stare confuză, îmbrăcat în uniforma regimentului filipinez. La 24 octombrie 1593, soldatul își îndeplinea misiunea de a păzi Palatul Guvernatorului din Manila, în capitala generală a Filipinelor. Cu o seară înainte, guvernatorul Gomez Perez Dasmariñas fusese asasinat de pirații chinezi, dar gardienii păstrau încă palatul și așteptau numirea unui nou guvernator. Soldatul a început să se simtă amețit și epuizat. Se aplecă și se sprijini de perete și încercă să se odihnească pentru o clipă cu ochii închiși. Când și-a deschis ochii, câteva secunde mai târziu, s-a aflat într-un loc aparent necunoscut, în Mexico City, la mii de kilometri distanță de Manila. Câțiva gardieni l-au găsit pe Gil îmbrăcat într-o uniformă străină pentru ei și au început să-l interogheze ca să afle cine era și de unde venea. Când acesta s-a lămurit că se află în Mexico, a refuzat totuși să creadă, spunând că a intrat la slujbă în dimineața de 23 octombrie în Manila, în Palatul Guvernatorului, și de aceea era imposibil să fie în Mexico la 24 octombrie seara. Povestea lui Perez despre asasinarea guvernatorului din Filipine nu le spunea nimic gardienilor mexicani. Știrile nu ajunseseră încă la ei. Autoritățile l-au dus la închisoare considerându-l dezertor, iar la influența bisericii l-au declarat și eretic servitor al diavolului. Sfântul Tribunal, Inchiziția, l-a interogat pe soldat, dar acesta a putut spune în favoarea sa doar că a călătorit din Manila în Mexico, mai repede decât cântă cocoșul. Câteva luni mai târziu, vestea despre moartea guvernatorului a venit și în Mexic, adusă de pasagerii unui galion din Filipine. Unul dintre pasageri l-a recunoscut pe soldatul întemnițat și a declarat că l-a văzut în Filipine la o zi după moartea guvernatorului. În cele din urmă, Gil Perez a fost eliberat din închisoare de către autorități și i s-a permis să se întoarcă acasă în Filipine, la Manila. Un document al garnizoanei din Mexico City relatează astfel faptele. În octombrie 1593, un soldat al Imperiului Spaniol, numit Gil Perez, a fost transportat în mod misterios de la Manila la Plaza Mayor din Mexico City. Pretenția soldatului de a veni din Filipine nu a fost credibilă de către mexicani până când nu a fost recunoscut câteva luni mai târziu de pasagerii unei nave care a traversat Oceanul Pacific. Cercetătorul folclorist Thomas Elibon Janvier, în anul 1908, a descris respectiva poveste ca fiind actuală printre toate clasele populației din orașul Mexic. Astăzi, anumiți cercetători paranormali au oferit teorii legate de teleportări și răpiri extraterestre ca explicații. Alte mărturii. Povestea lui Gil Perez apare comentată și de autoarea și cercetătoarea Thomas Elibon Janvier, care a denumit aventura filipinezului ca fiind o legendă a spectrului viu. Janvier a observat că motive similare cu povestea lui Gil Perez sunt comune în folclorul mai multor popoare. Alt autor a fost Washington Irving, care scrie povestea Guvernatorul Manco și Soldatul. La rândul său, Luis González Obregón a publicat în colecția sa din anul 1900 México Viejo, Noticias Históricas Tradiciones, Leyendas y Costumbres, Vechiul Mexic, Istorie, Folclor, Legende și Obiceiuri, povestea lui Perez sub titlul Un Aparecido, o apariție.
Obregón se bazează pe traducerea unui document din 1968 al lui Fra Gaspar de San Augustines despre cucerirea spaniolă a Filipinelor și care amintește de teleportarea soldatului pe care îl învinovăsește de vrăjitorie. Cert este faptul că mai mulți autori au oferit explicații paranormale pentru povestea soldatului Gil Perez. Morris Jessup și Brinsley Levere Trench, conte de Clancarty, au sugerat ca modalitate răpirea extraterestră, în timp ce Colin Wilson și Gary Blackwood au sugerat la rândul lor teleportarea. Alte cazuri celebre de teleportare. Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de teleportare s-a petrecut în anul 1620, atunci când o măicuță pe nume Maria Greda s-a teleportat 3200 de kilometri. I-a spus suveranului pontif că a ajuns la un trib izolat din Mexic, ducând cu ea Biblia și tainele creștinismului. Spusele ei nu au fost crezute pentru că măicuța nu lipsise nicio zi de la Vatican. Doi ani mai târziu, în anul 1622, o expediție formată din marinar, dar și din preoți de la Vatican, ajunge pe îndepărtatul tărâm al Mexicului. Scopul era de a aduce cu ei o religie nouă, creștinismul. Au luat la rând toate triburile de indigeni și mare le-a fost mirarea când au descoperit mai multe exemplare de Biblii care purtau antetul Vaticanului. Indigenii au spus că, în urmă cu doi ani, o măicuță pe nume Maria l-a dăruit acele cărți. Ei vorbeau despre o femeie îmbrăcată în haine bleu. Sora Maria Greda purta veșminte bleu. Un alt caz la fel de misterios a petrecut în 1655, atunci când un locuitor din Goa, India, s-a teleportat în Portugalia, locul unde se născuse. Pentru că a fost considerat vrăjitor de către Inchiziție, a fost arestat, judecat și ars pe rug. În noiembrie 1975, mai mulți muncitori forestieri se aflau într-o camionetă și se îndreptau spre locul de muncă. În partea laterală a drumului au observat o lumină și unul dintre muncitori a coborât din camionetă pentru a vedea ce se întâmplă. După câteva minute de așteptare, văzând că nu mai vine, colegii se au plecat în căutarea lui. Au chemat autoritățile care au periat toată pădurea. A fost descoperit inconștient la câțiva zeci de kilometri. Nu a putut explica niciodată ceea ce i s-a întâmplat. La rândul său, scriitorul englez Wellesley Tudor Powell a fost subiectul unei întâmplări cel puțin ciudate. El se afla într-o gară unde aștepta trenul pentru a ajunge acasă. Trenul avea întârziere, iar Powell avea o întâlnire importantă pe care nu voia să o rateze. A încercat să telefoneze, dar telefonul din gară nu funcționa. Cu 3 minute înainte de orele 18, atunci când era programată întâlnirea, Paul se afla tot la gară. Era disperat și nu știa ce să facă, dar miracolul s-a produs. La ora stabilită, Paul a fost prezent la întâlnire. Nu a putut explica niciodată ceea ce se întâmplase cu el și cum ajunsese în câteva secunde la întâlnirea programată la 10 de kilometri. Prietenul cu care se aflase în gară a declarat că Paul a dispărut de lângă el cu 3 minute înainte de orele 18. Istoria reală, dar și mitologiile tuturor popoarelor abundă de astfel de relatări despre teleportări spontane. Și măcar de un procent mic de 1%, dacă ar fi adevărat, înseamnă că încă suntem nepregătiți pentru anumite evenimente și fapte sau descoperiri tehnologice. Cineva le folosește folosindu-ne ca pe niște cobai și noi doar ne rezumăm la cărți, filme documentare și artistice, ne rezumăm la șuete fără de valoare. Doar atât. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne urmăriți. Pe curând!